Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să vorbesc cu doi prieteni pe care îi cunosc, care îmi sunt dragi și vom vorbi despre povestea lor de dragoste și viața lor de slujire. Andrei și Sefora. Andrei, Domnul Iisus să ne cuvânteze. Pare Sefora. Bine. Și pe tine, nou. Cum îi să râzi? Cum e să râs, da, a fost interesant la început că am avut un pic de criză de râs pe aici, dar e fain să te poți bucura cu prieteni, să te poți bucura cu soția, înseamnă că atmosfera e relaxată, înseamnă că suntem destinși și asta e tot ce contează la un podcast, cred. Atât de mult îmi place să râd și înainte am avut un moment din ăsta așa foarte bucuros și acum, slavă Domnului, că putem să filmăm. Voi sunteți prietenii mei, am avut timp să povestim, am avut timp să ne întâlnim. Dar pentru cei care nu vă cunosc, dacă ați putea să vă descriți în câteva cuvinte și vreau să încep cu tine, Andrei, că asta mi-a spus Sefora, nu? Normal aș începe cu tine, dar... E fain că dai așa din backstage cumva. Eu sunt Andrei, sunt copilul Domnului cam de aproximativ 10 ani. Chiar stăteam și mă gândeam zilele astea că în iunie anul acesta o să fac 10 ani de când m-am botezat și nu știu, mi se pare un așa de mare har. Slujitor în Biserica Betel, prieten cu Andrei Baciu de la De Vorbă Podcast, soțul Seforei de vreo 8 ani de zile, tatăl Petrei de aproape 2 ani și jumătate și slujitorul lui Iisus Hristos, ucenicul lui Iisus Hristos. Cred că asta aș vrea să mă descrie și să rămână când mă voi duce din lumea asta. Și ce fain, ce interesant că oamenii te-au mai văzut, ai mai fost aici la un podcast. Mă gândeam, chiar înainte povesteam ce bucurie ai fost în lume, adică a fost o vreme când nu l-ai iubit pe Dumnezeu, deși l-ai căutat, El te-a căutat mai întâi. Așa și acum să văd pacea și bucuria pe care o ai. Asta poate să facă Dumnezeu din viața fiecărui om. Iar tu, Sefora? Sefora Alexandra. Azi, nu? Două prenume. Da. Care era povestea? Alexandra Sefora. Alexandra Sefora. Buletin și încercat, așa e. O să mă prezint, Sefora, pentru că așa mă cunoaște majoritatea persoanelor de aici din Cluj. Sunt Sefora, sunt copilul Domnului. În urmă cu 2 ani am citit un articol și m-a impactat foarte mult și acolo scria că sunt înrădăcinată în Domnul și mi-am însușit și am zis că eu sunt înrădăcinată în Domnul, sunt copilul Domnului înrădăcinat în El. Sunt soția lui Andrei, n-are rău să mai spun părerea dacă deja am menționat el, mama lui Petra, slujitoare în Biserica Betel. Și ce să mai zic despre mine? Eu am o întrebare. Spune. Ce înseamnă să fii înrădăcinat în Dumnezeu? Să crezi și să că tot ceea ce Domnul a promis în Biblie e adevărat și pentru tine. Pentru că de multe ori citim versetele, suntem de acord cu ele, dar nu le credem în dreptul nostru. Ce fain. Și eu așa am înțeles acest cuvânt, pentru că cred că acele versete sunt, acele promisiuni sunt adevărate în dreptul meu. Cu alte cuvinte, că ești înrădăcinată în tot ceea ce spune Dumnezeu, că a făcut pentru alții, vă face și pentru tine. Exact. Doar să adaug ceva. Au avut la un moment dat fratele Marius o predică, Marius Sabo, și mi-a rămas foarte tare, m-a impactat foarte tare ce au zis atunci. Vorbea despre versetul care spune că El ne-a strămutat din împărăția Întunericului și ne-a pus în împărăția Fiului Dragostei Sale. Și spunea că acolo în greacă strămutat de fapt înseamnă că te-a rupt cu tot cu rădăcină. Te-a dezrădăcinat. Te-a dezrădăcinat din împărăția Întunericului, deci cumva... tu dacă tai doar tulpina și rămâne rădăcină, o să crească la un moment dat iar înapoi. Dar te-o smulți cu tot cu rădăcină ca să nu mai aibă ce să mai rămână acolo și te-o plantat cu tot cu rădăcină în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și asta cred că înseamnă să fii rădăcinat. Să nu mai ai rădăcină în împărăția Întunericului, să nu mai aibă ce să mai crească acolo și să fii cu tot cu rădăcină pus în împărăția Lui Dumnezeu. Foarte fain. Asta, nu știu ce să spui la câteva cuvinte, știi că ai zis un lucru foarte interesant. Da, serios, imaginea asta cu dezrădăcinare, în inima mea are un impact puternic pentru că mie îmi plac bonsai, de exemplu.
Și când mi-a luat mama mea cadou un bonsai, bine, nu vă gândiți la din aia foarte scump, copaci care să imite arta bonsaiului, să are o anumită formă specifică. Păi nu știu cum pământul era curat, dar deodată apare planta nedorită. Și stai și spun, bun, hai să o rup. Și pun apă, bonsaiul crește. Și tot apare, și tot apare. Și atunci mi-am dat seama un lucru. Dacă nu scoți rădăcina, așa tot timpul va crește. Și asta e imaginea frumoasă pe care a făcut-o și Domnul Iisus Hristos. El ne-a dezrădăcinat din lumea asta și ne-a dus în, la viață împreună cu El. Știi ce e așa de fain? Că dacă te uiți în Scriptură, Dumnezeu tot folosește în Scriptură exemple și cu plante. Adică Iisus zice că El e adevărata viță, noi suntem lădițele, vorbește despre curățire, vorbește despre pilda semănătorului și acolo vin buruienile și năpădesc sămânța cea bună și o înghit. Mi se pare că cumva apar foarte multe exemple legate de plante și Dumnezeu ne dă exemple așa de ușor de înțeles pe care să le putem înțelege cu toții, să nu trebuiască să filozofăm, să extrapolăm, să nu știu ce, știi? Și din viața de zi cu zi. Sefora, acum vreau să întreb pe tine, pentru că ești aici invitată noastră. Cum ai ajuns tu să crezi în Dumnezeu? Am crescut într-o familie de creștini penticostali și bunicii din partea mamei și bunicii din partea tatălui tot penticostali. Într-adevăr, bunicii din partea mamei l-au cunoscut undeva mai târziu pe Domnul, dar copiii pe urmă i-au urmat prin părinții mei. Mi-aduc aminte că părinții mei aveau o chestie că întotdeauna, înainte de a porni la drum sau înainte de orice a face, ne puneau să ne rugăm pe toți împreună, că știam noi să ne rugăm, că nu știam, trebuia să fim acolo. Și deschideau Biblia, citeam și apoi ne rugam. Și a rămas cu asta în minte. Ai mei au trecut printr-o perioadă financiară destul de grea când eram noi mici. Noi suntem frați. O frate, serios? Da. Aproape echipe de fotbal. Da. Și am văzut multe cazuri în care Domnul a răspuns cu da și amin rugăciunilor și rugăciuni pe care eu le-am făcut și rugăciuni inocente, aș putea zice, sau naive, în opinia unui adult sau în opinia mea acum când stau și mă uit în urmă. Și nu pot să zic că a fost un moment clar definit aici. Și a fost un proces în care tot am văzut cum Domnul a lucrat în viața familiei mele, în dreptul părinților mei și am vrut să gust și eu. Am zis că ok, până acum aici au fost experiențele părinților mei și eu m-am bucurat și am luat parte la ele. De aici înainte, Doamne, vreau ca eu să am experiențe cu Tine și eu să mă bucur, să fie experiențele mele personale cu Tine. Undeva prin clasa 7-a pot să zic că cum am luat decizia asta de a vrea să cunosc mai mult din Domnul și de a vrea eu propriile mele experiențe cu El. Și de acolo a început totul, procesul acela care, pot să zic că a fost un proces. Ce mi se pare interesant e că la tine, credința ta în Dumnezeu a fost practic un parcurs îndelungat. Te-ai născut într-o familie creștină cu teamă de Dumnezeu. Ascultând mărturia ta, în schimb, că asta când ați venit acasă la noi și povesteam, am zis, bă, și tu ești în al 7-lea neam de creștini și la tine tu ai venit din lume. Dar vreau să te întreb aici ceva. Ce înseamnă a venit din lume? Auzim pe creștini că folosesc mult expresia asta, a venit din lume. Cred că înseamnă a veni dintr-un mediu care nu neapărat are o relație personală cu Dumnezeu. Și am spus, cred că și atunci, la podcastul trecut, la episodul trecut, cumva și părinții mei mi-au inoculat ideea de Dumnezeu, mi-au inoculat ideea de a mă ruga lui Dumnezeu. Nu, de când eram mic, nu exista seară în care să nu trebuiască să mă duc într-un colț acolo al meu și să spun Tatăl nostru și să mă rog cumva lui Dumnezeu. Dar există o diferență între cei care se afirmă că sunt creștini și cei care practică ucenicia și calcă pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Cred că asta înseamnă a veni de fapt din lumea. Crede că ești creștin? Bine, a venit lumea până la urmă, dacă ești să o catalogăm așa,
cuprinde mult mai multe, e mult mai complexe, cuprinde și pe cei care nu cred, îi cuprinde și pe agnostici, îi cuprinde și pe cei care spun că cred, dar nu practică, deci e un amalgam acolo. Dar da, cred că diferența dintre noi și lume este că noi ne dorim să călcăm pe urmele pașilor lui Iisus Hristos, am fost răscumpărați, avem Duhul lui Dumnezeu în noi, și, iar ceilalți nu și fac și nu suntem doar creștini nominali. Exact. Suntem practicanți. Bine, asta nu înseamnă că nu există și la noi creștini care se denumesc pentecostali baptiști, dar nu calcă pe urmele lui Iisus Hristos. Te uiți la un om care spune ceva și care este testul că ceea ce spune este adevărat? Vezi dacă practică ce lucru pentru care militează. Eu sunt fotbalist. Nu, domnule, nu ești fotbalist că nu dai cu șutul în minge, nu joci la o echipă. Tot așa e. Ce vreau să surprind este că la tine a fost un proces, la tine a fost un moment instant, la un moment dat, dacă ne aducem aminte. Și ce fain cum Dumnezeu v-a conturat povestea vieții și acum sunt curios cum v-ați îndrăgostit. A fost dragoste la prima vedere, la șaptea, cum a fost? Păi dacă Sephora m-a lăsat să mă prezint eu prima de data asta, voi lăsa pe ea să înceapă povestea de dragoste. Acum fiind în fața camerei, nu mai are ce să mai spună. M-a prins. Ei, cred că totul a început, prima oară când l-am observat pe Andrei a fost în noiembrie 2012. Știai data asta, nu? Știam 2012, nu mai știam că era noiembrie. E ok, de-aia. De-aia sunt aici, mă pricep la cifre și atunci. E bun. Da, noiembrie 2012 l-am observat pe Andrei. Aveam, pentru mine, cred că mult spus prieten, pentru mine cred că mai mult cunoștință, pentru el prieten la momentul respectiv, în comun, care a ieșit cu Andrei și cu o colegă din liceu să-și facă poze. Nu știam cine e Andrei, dar mi-a atras atenția, nu înțeleg de ce, pur și simplu am intrat să văd cine e, zic, din Cluj, are, fata asta are prieten din Cluj, zic, na. Când pare... spune a intrat se referă la Facebook. Pe Facebook, scuze, n-am menționat, da, într-adevăr n-am menționat unde am intrat. Dar pe urmă nu știu, până în ianuarie 2013 nu am uitat cumva, până când mi-a dat el pe Facebook. Cumva noi suntem generația Facebook. Da, generația cu bătrânul Facebook. Da. Exact. Mi-a atras foarte mult. Andrei îi place să compună poezii și nu doar poezii. Ai adus aseară asta poezie să îi spui ce... mi-a atras foarte atenția modul lui de a scrie, cum se exprima. Îmi plăcea foarte mult cum scria. Aveam un blog la vremea aceea și era o vreme când postam destul de des pe blog. Da. Destul de des, nu știu, o dată la o săptămână, două, nu chiar atât de des. Și cumva aveam și o perioadă în care cumva încercam să-mi canalizez toată energia și emoțiile și să le canalizez așa prin scris în niște chestii bune și faine, știi? Tare. Îmi plăcea ceea ce transmitea prin cuvinte în spatele articolelor sau poeziilor pe care le scria, dar în același timp aveam așa o chestie în mine că ce mă intriga pe mine atunci era, a scris un gând despre 8 martie, foarte fain. Dar... Am scris un articol de ce iubim femeile. Are Mircea Cărtărescu o carte de ce iubim femeile, faină, și cumva m-a prins titlul cărții lui și am zis, ok, hai să scriu de ce iubim femeile și de ce cred eu că iubim femeile. Sunt două, trei de ce iubim femeile, Andrei. După poetul. Wow. Bine, acum cred că am o perspectivă un pic și mai ok decât o aveam atunci. Cred că iubim femeile pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să trebuiască să avem nevoie de un ajutor potrivit, să trebuiască să avem nevoie de cineva care să ne completeze, să trebuiască să avem nevoie de cineva căreia să-i oferim noi dragostea noastră, să-i oferim noi afecțiunea noastră. Cred că Dumnezeu nu a creat la voia întâmplării familia și nu a creat și tot cadrul din Eden să fie acolo familie și cadrul familial. L-a creat cu un scop și l-a creat cu un scop bine definit. Mm. Și cred că de asta iubim femeile. Și pe tine ce te-a atras atunci la poezia de ce iubim femeile? Nu mi-aduc aminte exact cuvintele pe care le-a scris acolo, dar știu că m-a impresionat. Cumva transmitea așa o emoție. Și
știam că multe fete o să primească mesajul respectiv și nu mă refer, când zic fete, mă refer acum și la mame, nu doar fete care poate atunci erau de vârsta mea. Știam că o să fie impresionate, dar pe de altă parte mă gândeam, băiatul ăsta a scris cuvintele astea ca să impresioneze pe cineva sau mai multe fete și cumva o să zică, wow, ce băiat, de treabă e băiatul, cam ceva de genul. Și cumva era chestia asta mine, că îmi plăcea ceea ce transmitea, dar cumva parcă și mă enerva chestia asta, că cumva aveam impresia că o face doar pentru a atrage atenția fetelor. I-ai scris ceva atunci? Nu. Așteptai să-ți scrii ceva? Nu, pentru că nu Eva, nu Adam a fost creat pentru Eva, ce Eva pentru Adam. E bun. Dar acum, după atâția ani, după ani și ani, vorba unui alt cântec, cred că ți-ai dat seama și și-a dat seama că nu, adică eu de fiecare dată când scriu, efectiv pun o parte din sufletul meu acolo, adică orice ar scrie, dacă e un lucru care nu-mi place pe lumea asta și-l urăsc, sunt clișeele și încerc să evit pe cât de mult posibil clișeele și de fiecare dată când scriu chiar se duce acolo o bucățică din sufletul meu în tot ceea ce scriu. Știu că povesteam o dată despre anumite postări pe Facebook, chiar și din solitudinea citirii, studierii cuvântului, rugăciune. Mm-hmm. Spunea că nu-ți plăcea când cineva spunea un clișeu, vrea să zic o anumită profunzime și aia practic este din trăirea ta autentică cu Dumnezeu. Ce sunt prea mai departe? Sunt curios. Cred că ne-am observat, de fapt am zis că ianuarie, noiembrie, apoi ianuarie. În februarie 2013 a avut loc o conferință de tineri la noi la biserică. Eu făceam parte atunci din orchestra și corul bisericii și atunci sluja corul. Normal, trebuia să stăm la cor, într-o parte în care cumva te vedea toată biserica și vedeai toată biserica. Orchestra și corul bisericii din Hunedoara. Da, ea e din Hunedoara, din Hunedoara, eu din Călan. L-am observat și a fost interesant. Că amândoi am avut același gând când ne-am observat unul pe altul. Ne-am zis, ăsta e Andrei Valentin de pe Facebook și el, după ce a început să se bage cu mine în seamă, să începem să conversăm, să ne cunoaștem, mi-a spus despre ce reacție au avut în sinea lui când m-a observat. Asta ce e Alexandra Sefora de pe Facebook. Stăteam acolo la balcon, stăteam cu un prieten, cred că cu Sami stăteam. Da, cu Sami. Și a fost la binecuvântarea acum recent la copilașul lui. Stăteam cu Sami acolo la balcon în biserică, mă uitam când cânta corul și mă uitam... ea e Alexandra Sefora de pe Facebook. Deci dacă ar asculta bunicii noștri, chiar bunica mea când mai ascult, îi plac foarte mult. Mama, ascult și eu podcasturile pe care le faci. Dar măi, generația voastră așa, pe Facebook, pe Instagram, la noi trimiteau scrisoare, 3 săptămâni ajungea, după aia primea. Da, și după asta mă interesează cum a fost, îmi plac mult și scenele astea, cum a fost momentul când ați povestit în seara aia? Nu, am povestit. Am povestit la o lună după ce și tot pe Facebook. Seara aia s-a terminat, am coborât la demisol, că era un fel de agapă. Am stat cu cei de la Călan cu care veniserăm și cred că am mai povestit cu câte cineva de prin Hunedoara, dar nu, cu ea nu am povestit. Nici nu știu dacă te-am văzut la demisol atunci. Nu m-ai văzut pentru că n-am coborât. Ok. Deci nu aveam cum să povestesc cu ea. Nu, m-am retras. În seara respectivă venise și un verișor de-al meu de la Institutul Pentecostal. Sluja în seara respectivă la noi și am ales să rămân cu el, să povestim, să îl duc acasă la părinți, să îl vadă și părinții. Și atunci nu am avut ocazia să ne intersectăm. Dar următoarea dată, când a fost momentul în care ați știut că ați făcut unul pentru celălalt? E interesant, știi, că când i-am văzut prima dată pozele pe Facebook, mă uitam la pozele și mi se părea că are niște trăsături așa de faine și de feminine. Cumva ce căutam eu la o fată din punct de vedere fizic,
nu căutam neapărat ce caută marea majoritatea băieților, căutam să fie, să aibă trăsăturile alea așa fine și să fie foarte feminină. Când i-am văzut pozele, am zis, ce fată feminină, frumoasă, știi? După aia, după ce am văzut-o atunci în februarie 2013, bine, n-am văzut-o atât de aproape, că am văzut-o de la balcon la jos. Și după aia, prima dată când m-am băgat în seamă cu ea, cred că a fost la început de martie. A fost interesant că m-am băgat, nu știu dacă mai ții minte că o juca Steaua cu Chelsea, a fost cel mai bun sezon al Stelei, cred, atunci. Hai că n-are rost să punem acum subiectul, dar... Da, era returul. Nu, știu că stăteam cu niște băieți în apartament, unul dintre ei fiind stelist, eu sunt dinamovist. Și erai chelsist atunci. Da. Și fix atunci, în timpul meciului, atunci ți-am dat friend request, nu? Sau atunci am început să povestim, atunci ți-am scris prima dată, de fapt. Da, mi-ai scris ziua înainte de meci. Nu știu cum de-am avut curaj să-i scriu atunci. Îți dai seama noi ca băieți și ce amintire avea. Deci un meci de fotbal, practic, o dată. Pe mine nu mă șochează, că știu. Știe ce are lângă ea. Și știu că am început să intru în vorbă cu ea, mi-a dat și numărul de telefon și am început să dialogăm pe SMS-uri, dacă bine țin minte. Da, ți-am dat numărul de telefon după ce am început să avem o conversație normală, adică că el o sări niște un punct acolo. Cum s-a băgat cu mine în seamă și cum era să rateze tot. Din adins l-am sărit. Vede, ce s-a stat de drăguțe momentele astea, nu știu, wow. Și na, după ce m-am băgat cu ea în seamă și am început să povestim în seara și prin SMS-uri și așa, știu că am fost foarte bucuros în seara că vorbisem cu ea și că pierduse Steaua. Duble motiv de bucurie. Da. Totuși eu o să menționez cum s-a băgat în seamă cu mine. Așa, replică, să nu să nu folosesc sagă ți-o fată. Între ghilimele. Mi se pare bună replica și frumoasă. Deci chiar mi-a făcut curios, cum? Acum nu o să reproduc fiecare cuvânt din mesaj. Mi-a scris, nu știu dacă Alexandra sau Sephora, nu mai știu exact cum mi-a scris. Cred că Alexandra, pentru că el credea că Sephora e numele meu de familie. Nu mai auzise de Sephora până atunci, în afară de magazin, practic. Și mi-a scris că ceva de genul bun Alexandra și pentru altele menționa că n-am putut să nu observ cât de frumoasă ești. Nu. Acum vorbim cu scriitorul, deci scriitorul știe exact. No. Ia zi. Am spus, nu am putut să nu remarc ce ochi frumoși ai. Ok, mulțumesc. Adică nu mi se pare o replică ieșită din sfera bunului simț. Mi se pare scuzați, mie mi lipsește acum popcornul și eu sunt consilierul. Deci bine mi se pare, dar mi se pare că ceea ce a spus este bine. De ce nu crezi că cunosc? Dar de atunci, ca să ne întoarcem la povestea voastră, că tot timpul începuturile sunt cute. Dacă am povestit povestea, voi știți povestea mea așa încă, cum la început, da. Restul istorie, vorba noastră că am pierdut bătălia, am câștigat războiul, am mai ceai de lu. Întrebarea e în felul următor. După ce ați început să discutați asta, întrebarea este cum ați știut că Dumnezeu v-a chemat să fiți împreună? Pentru că căsătoria e ceva foarte important. Da, perioada de prietenie, într-un anumit fel, dar când vorbim de logodnă, de căsătorie, aia altceva. Știi ce e interesant? Că deși am venit din lume, cumva cred că Dumnezeu m-a creat să am latura asta familistă destul de dezvoltată. Adică orice relație aș fi început-o cu o fată, nu mă gândeam să vorbesc cu mai multe fete în același timp și întotdeauna mă gândeam la ceva serios cu orice fată. Și când am început noi doi să ne întâlnim și să povestim și lucrurile să avanseze un pic, adică eu întotdeauna am avut perspectiva asta, ok, dacă intrăm în relația asta și totul e ok, suntem pe aceeași lungime de undă, comunicăm, rezonăm, vedem că avem lucruri în comun, e clar care e scopul și care o să fie concluzia relației noastre și rezultatul relației noastre, o să meargă spre căsătorie. Nu vreau să intrăm într-o relație și să vorbim o lună, două și după aceea să ne dăm cu flit, vorba unui președinte celebr în viață și să tot facem chestia asta. Și cumva eu am plecat setat la drum cu gândul ăsta din start. Da. Și îi vorbeam și ei despre, am început să-i vorbesc despre căsătorie la doar câteva luni, nu știu, o lună, două, trei. La
La 3 luni. Și cumva pe ea o speria un pic. Aveam 18 ani atunci, ca să înțelegi. Adică... Da, întrebare, n-ai apreciat seriozitatea? Că de obicei, nu știu, credem că femeile se dezvoltă mult mai repede decât bărbații și noi suntem cu capul nori. Dar când găsești pe cineva care spune, bă, uite, serios cu lucrul ăsta, chiar ce-o trezit atunci în inima ta? O să mai menționez câteva aspecte înainte să-ți răspund la întrebare. Aveam 13 ani și eram la o întâlnire de tineri la biserică. Noi ziceam adolescenți, că eram majoritatea sub 18 ani. Și unul dintre lideri a menționat ceva atunci ce m-a impactat foarte tare. Cumva să ne rugăm pentru soțul nostru. Am zis, Doamne, am 13 ani, cum să mă rog pentru soțul meu? Adică, copil, am examene, cumva prieteni în jurul meu, nu mă gândesc la soț sau chiar nu îmi trece așa ceva prin cap, dar mă măcina gândul ăla, cred că o săptămână de zile, care cumva în fiecare seară, dar cum să mă rog, că-s copil? Și am zis, ok, dacă tot vine aici, vine în gândul meu și tot e acolo prezent, înseamnă că trebuie să fac asta. Și am început să mă rog și nu mi-am făcut o listă, că mai sunt fete care își fac listă, că trebuie să fie așa, 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 așa. Nu m-am legat pentru niciun aspect fizic sau... Ce m-am rugat e să-L iubească pe Domnul, să fie autentic și sincer. Și revenind la întrebarea ta, chiar după ce mi-a scris Andrei în ziua respectivă și cumva eram așa cu ok, copile, așa am și răspuns, că nu tot ce zboară se mănâncă. Cumva nu mă impresionez cu cuvinte, trebuie să îmi câștigi încrederea. A început așa să fie el în sus, să vorbească ca și cum, nu știu, n-ar avea nici nimic de pierdut, nici nimic de câștigat, pur și simplu să conversăm, să ne cunoaștem și mi-a plăcut la el sinceritatea de la început. Nu s-a ascuns, nu mi-a zis chiar din prima lună tot trecutul lui, că cred că ar fi fost prea mult pentru mine să rumeg. Dar a fost sincer. N-a încercat să mă impresioneze punând pe altcineva într-o lumină proastă sau... Și asta e o calitate foarte de apreciat. Când vezi oameni care încearcă să se eleveze pe ei înșiși, punându-l pe altul într-o lumină proastă, nu știu, mi se pare ceva trist. Dar asta am remarcat și noi ca familie, la familia voastră, că sunteți niște oameni onești, sinceri și chiar mă bucur pentru voi. Și odată ce ai văzut sinceritatea asta, mă gândesc că s-a schimbat și direcția discuțiilor voastre. Exact. Pentru că dacă l-aș fi văzut pe el, că încearcă să mă impresioneze în modul respectiv, ce mi-ar fi garanția mie că nu ar fi făcut și cu mine la fel. Ca el să... nu știu, se ridice punându-și soția sau mama sau părintele pe taică sau pe maică sau copilul sau știu pe cine altcineva din familie într-o lumină proastă, că el se poate ridica și să pară mai bun decât cei din casa lui. Vezi ce interesant? Caracterul trece proba timpului. Asta mi se pare fascinant și cred că învățătorul care toți oamenii ar trebui să o ia. Uitându-mă acum la voi, voi îmi sunteți prieteni, vă cunosc, cunoaștem de 3 ani de zile. Da. N-am să uit discuția pe care am avut-o atunci la masă, în bucătăria noastră, povesteam așa și să văd, o trecut timpul ăsta ca așa. Dar uitându-mă, îmi place foarte mult să-mi aduc aminte de anumite experiențe frumoase și chiar și din viața voastră, că tot povesteam, voi sunteți o familie binecuvântată. Cum e viața de familie binecuvântată? Nu doar viața de familie. Ce înseamnă să fii o familie binecuvântată? Interesantă întrebare și provocatoare. Pentru că vreau să fac o mică clarificare, iartă-mă. Familie binecuvântată nu înseamnă familie fără probleme. Deci asta vreau să spun de la început. Asta voiam să spun. Nu înseamnă familie... Se vede că suntem prieteni, bun. Asta voiam să spun și eu, că mulți au impresia că o familie binecuvântată înseamnă wow, ce se vede, nu știu, poate duminica sau la întâlniri sau în plen sau nu știu. O familie binecuvântată înseamnă o familie care trece prin multe, o familie în care membrii se șlefuiesc reciproc, o familie în care membrii ei înțeleg că respectiv soțul, soția, cel mai important lucru nu e să-l schimbi pe celălalt, ci să te schimbi pe tine însuți.
O familie binecuvântată cred că e o familie, înseamnă o familie care știe că indiferent de furtunile care vin peste ei, peste ea, dacă este bine ancorată în Dumnezeu, dacă își cunoaște Dumnezeul, dacă cunoaște promisiunile Dumnezeului în care se încrede, știe că o să treacă peste orice furtună. O familie binecuvântată cred că e o familie care trece prin multe, dar rămâne alături bazându-se pe promisiunile lui Dumnezeu. Cam așa aș vedea o familie binecuvântată. Și nu, având în mai anul ăsta aproape 8 ani de căsătorie, pot să spun... Mulți înainte! Mulțumim! La fel! Nu-mi vine să cred când au trecut 8 ani, adică cumva când spui 8 ani, mai ales în ziua de astăzi, în societatea în care trăim, pare veșnicie 8 ani, având în vedere că cuplurile divorțează. Și ok, din păcate și în biserică încep să divorțeze, să fie rata de divorț din ce în ce mai mare. Nu-mi vine să cred că n-au trecut ăștia 8 ani și în ăștia 8 ani am trecut prin multe lucruri împreună. Am aici o întrebare. Cum l-ați simțit pe Dumnezeu în viața voastră de familie? Și ați fost conștienți că, bă, Dumnezeu există. Uite, prin experiența asta, e clar că nu a fost o coincidență, e clar că nu a fost o simplă întâmplare. A zis că asta e clar mâna lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte de un anumit moment specific. Eu mi-aduc aminte de unul specific. În 2018, Dumnezeu ne-a dat primul nostru copil care nu s-a mai născut. Ni l-a dat și ni l-a luat la vreo 10 săptămâni. Și aia a fost cumva, cred că una dintre cele mai dureroase experiențe pentru noi. A fost interesant, știi, că am mers la primul ecograf, i-am auzit inima cum bate, tu. Eram așa de încântați și de fascinați de cum așa micuț acolo, bubuie acolo inima și... Și după câteva săptămâni, când am mers iar la al doilea ecograf, în fine, o consultă și îi spune medicul la un moment dat că ok, doamna Sephora, vă rog să vă îmbrăcați și să veniți puțin în camera cealaltă. Și atunci mi-am dat seama că sigur e ceva bai. Și atunci l-am simțit pe Dumnezeu cum ne mângâie și cum umple cumva golul ăla lăsat de așteptarea copilașului. Și îți vorbeam înainte de... Râdeam înainte cu lacrimi, deci am intrat într-o criză de râs din aia, nu mai opream. 10 minute am râs. După asta v-am zis, familie binecuvântată. Dar dincolo de râsul ăsta, care este autentic, cum înțelegi că în momentul în care treci printr-o greutate în viață, Dumnezeu este lângă tine? Dacă ne aude acum unul care nu crede în Dumnezeu, spune, bă, așa sectanți, nu, să lăsăm pe sectanți, că nu suntem sectanți. Dar cum l-ați simțit în mod practic atunci pe Dumnezeu? Eu m-am simțit urmărită de Dumnezeu atunci, la propriu. Chiar a doua zi după ce m-au externat în spital, că trebuie să merg să urmeze o procedură și apoi am ajuns acasă. În ziua respectivă nu cred că am făcut mare lucru decât am dormit și probabil că am plâns. Nu mai rețin foarte multe detalii din ziua respectivă, dar din a doua zi mi-am dat seama că ceva o să întâmple cu mine, că simțeam că sunt ruptă pe dinăuntru. Și am început să citesc cuvântul. Dar eu citeam Romani în perioada respectivă și următorul capitol de citit era Roman 8. Acum, dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Și citesc și mi-am dat, vine un verset pe care n-am vrut să-l accept nici în ruptul capului atunci. Și versetul ăla era Roman 8:26, dacă nu mă înșel. 31, da. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și în momentul respectiv n-am vrut să-l accept și cumva m-am răzvrătit în privința acelui verset. Adică cum, Doamne, să fie bun lucrul ăsta? Am pierdut o parte din mine, din noi. Și în perioada... Iartă-mă că am găsit versetul. Că asta am vrut să-l citim pentru cei care ascultă.
poate sunt oameni care trec prin suferință și nu ar trebui să... E 31, că nu mai știu eu. Nu, e 28, dar 28. Și 31 e frumos. La mijloc. Da. Nu, fii atent care e chestia, că și 31 e foarte fain. Deci 28 spune așa. De altă parte, știm că toate... Asta e versetul, da? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dar fii atent, 31 spune așa. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva așa, noastră? Așa. Te rog frumos să continui. Deci e superb versetul. Da. În perioada aia am fost înconjurată de oameni care s-au rugat pentru mine. Nu mi-am dorit oamenii ăia să vină în jurul meu. Cumva vreau să-mi plâng plânsul și să sufăr și cumva nu vreau oameni în jurul meu. Dar mulțumesc Domnului că au pus în oamenii ăia așa o dragoste. Împărtie și înțelepciune. Da, și înțelepciune și să nu vină la mine să-mi zică anumit, nu știu ce cuvinte ca să mă liniștească, ci m-au lăsat să-mi plâng plânsul, dar au fost acolo lângă mine și s-au rugat pentru mine și au știut ce sărace pentru mine. Și vara aia, asta s-a întâmplat în mai și apoi a venit vacanța. Da, în timpul studenției am și lucrat, deși aveam liber de la facultate, eram la job, dar în vara respectivă am avut ocazia să merg în câteva tabere și o ieșire cu un grup la Răcătău. Și versetul ăla m-a venit în ziua aia, pe urmă, nu știu unde, oriunde mergeam, găseam versetul ăla, dar vorbesc la modul cel mai sincer că efectiv, la Răcătău, să-ți dau un exemplu, l-am dat, nu știu, nu mă mai simțeam foarte confortabil sau nu mă simțeam foarte bine în bucuria celorlalți de acolo. Vreau să fiu singură, să stau în solitudine, pur și simplu să dor sau efectiv nu vreau să mai aud râse în jurul meu. Și mă duc și mă pun pe pat și în fața mea ce versă crezi că era? La Răcătău, deasupra patului sau pe peretele opus patului, tablouri cu versete. Și dintre toate camerele de acolo, fix camera cu versetul respectiv am nimerit-o și am început să plâng și să mă descarc înaintea Domnului și să-i spun ce mi-ar fi plăcut să se întâmple, cum mi-am imaginat eu că în ianuarie 2019 o să țin 2019 o să țin copilul în brațe la binecuvântare. Eu ziceam că e băiat, nu neapărat că îmi doream un băiat, dar așa simțeam că este băiat. Ce simte o mamă atunci? Cam... Da. Nu știu, i-am spus cum am simțit în perioada aia, cum poate m-au rănit persoane în perioada respectivă, fără să aibă dorința de a mă răni, ci vreau să fie lângă mine, dar s-a întâmplat să-mi zic un cuvânt sau altul și pe mine să mă fi rănit. Au fost și persoane de genul, dar știu că n-a fost vreau cu... Vreau să intervin aici, că e foarte important. Ca una care a trecut, ca unii care a trecut prin experiența asta care e zguduitoare, deci din punct de vedere uman, da. Și vin sfătuitori. Ce sfat ai dat-o acum pentru cei care nu trec prin suferință, îi văd pe alții că trec în suferință, ce sfat le-ai da ăstora? Să folosească cuvinte multe, să vorbească, să vină cu... Sau să tacă din gură și să empatizeze. Să meargă acolo și să copleșească cu dragoste și să asculte. Cred că e important să și plângi cu cel ce plânge. Adică în loc să mergi și să-i dai sfatul și să faci pe deșteptul, poate că ar fi mai bine doar să-i întinzi umărul și să-și poată întinde capul pe umărul tău și să plângă. Și atât. Uneori asta face mai mult decât 1000 de cuvinte. Și chiar într-una dintre seri mă și gândeam, mi-a venit gândul ăsta în minte. Am avut așa un moment de vreo 2-3 ore, 2 ore, nu știu. Se fără s-a pus la somn și am stat, mi-am luat căștile și am început să mă închin, să pun piese de închinare și să le simt, știi? Și stăteam și mă gândeam că uneori cred că cea mai bună jertfă pe care i-ai putea o aduce lui Dumnezeu e lacrima de pe obrazul tău. Cea mai bună jertfă pe care i-ai putea o aduce lui Dumnezeu e lacrima de pe obrazul tău. Pentru că în lacrima aia se găsește pocăință, se găsește
reful, se găsește vărsare de tot ce e în tine, știi? Cumva e ca o supapă prin care iasă tot ce e în tine, prin lacrimi, lacrimale. Și nu la întâmplare spune în Biblie că mai mare bucurie este într-o casă de jale. Atunci inima se face mai bună. Am vrut să mă întreb asta, Sephora, pentru că noi necunoscând povestea voastră când am ajuns în Betel, am zis, mă, uite ce oameni slujitori, oameni faini și faptul că v-ați deschis și a spus prin ce ați trecut. Și aici vreau să spun o întrebare ție. Cum ai trecut tu peste evenimentul ăsta și ai știut că, deși Dumnezeu a decis să le ia pe primul vostru copilaș acasă în cer, cum ai înțeles că Dumnezeu este dragoste? Cum te-ai vindecat de etapa asta prin care ai trecut? Cum spuneam, perioada când am fost la Răcătă, un weekendul acela scurt acolo, chiar acolo în cameră, când am citit versetul ăla, nu am mai avut repulsie, ci efectiv am simțit că a căzut ceva pe mine, deci la propriu, că a căzut ceva pe mine și că din cap până în picioare m-am îmbrăcat și am început să izbucnesc în plâns și m-am simțit așa îmbrățișată. Ca și cum Andrei era acolo și mă ținea în brațe, eram cuprinsă în brațe și atunci am început să-mi vărs sufletul și să scot afară tot ce îmi imaginasem eu cu acel copil, să spun toată durerea mea, ceea ce mi-am dorit, ceea ce am simțit și pe urmă să zic, și știu cum sună asta, dar să zic că îl iert pe Domnul, pentru că, da, n-am văzut pe el vinovat că mi l-a luat. Și eu trebuie să fiu sinceră cu mine și să accept că, bă, eu l-am văzut pe Domnul vinovat pentru asta. Și până nu am acceptat că eu așa-l vedeam pe Domnul, nu a avut Domnul cum să lucreze în viața ta. Lucreze în viața mea. De-aia a trecut o perioadă de atâtea luni, ca asta s-a întâmplat undeva înspre iulie, august chiar, când s-a întâmplat ceea ce spuneam acum la Răcătău. Și în toată perioada asta, efectiv, eu îl respingeam pe Domnul. De-aia am spus că Domnul a pus oameni care mă înconjura cu dragoste și oameni înțelepți, care să știe ce să se roage pentru mine. Pentru că eu, în perioada aia, fiind rănită, puteam să rănesc la rândul meu și să rănesc foarte rău. Și oamenii se plece din jurul meu. Mă, eu vreau să te ajut și tu ce faci. Să știi că apreciez foarte mult Sephora și te apreciez și pe mult, Andrei, că dați dovadă de sinceritatea asta de care am spus-o la început. Ce frumos, povestea de dragoste, hi-hi-hi-ha-ha, adică râs, te bucuri, frumos. Dar când începe greu vieții, acolo îți dai seama de fundația pe care o ai. Uite, și apropo, iarăși de bucurie, cum auzim pe fica voastră, pe Petra, acum. Este o imagine, v-am zis că îmi plac foarte mult scenele, să le pun așa în context. Dumnezeu a avut nevoie de sinceritatea inimii tale. Cum te simți atunci? Când văd pe cineva că trece printr-o suferință și spune, am trecut, am lăsat totul în urmă. Bă, fratele meu, ai nevoie de o perioadă de vindecare. Spune exact cum te simți. Ia și pufnește acolo în plâns că Dumnezeu vrea să ia inima aia și să o întărească, vrea să ajute să treci prin suferință. Dumnezeu nu poate să lucreze când tu ești nesincer. Și acum vreau să, cât timpul zboară, sunteți implicați în biserică. Despre asta o să discutăm într-un alt podcast. Cum e viața acum cu Petra? Eu mai avem 7-8 minute, da? Mă interesează că vă văd zâmbind, am și eu doi copii, știu cum e. Cum e viața când Dumnezeu v-a dat un alt sufletel pe care să aveți grijă? Colorată. Okay. Am zis că nu-mi plac clișele, dar totuși voi folosi un clișe. O bucurie continuă. Alo? Îi. Viața cu Petra e interesantă. Ce înseamnă Petra? Ce înseamnă numele Petra? Foarte important. Pe scurt. Putem povesti cum ne-a venit numele Petra? E interesant. Nu mai știu dacă am zis în podcast cu celălalt. Povesti un pic și cum am aflat despre Petra. Noi ne-am rugat o perioadă lungă. Adică, da, după ce am pierdut în 2018 sarcină, ne rugă foarte mult pentru un copil. Chiar înainte să rămân însărcinată, am trecut printr-o perioadă mai critică cu sănătatea, în care efectiv corpul meu clacat și am leșinat în stație de autobuz.
Și am ajuns și am făcut tot felul de analize, am luat tot felul de tratamente și tot în perioada aia m-a găsit Sidonia și Mihaela Sabău, Sidonia Tămaș. Și cumva m-au prins așa, m-au încolțit la biserică, să zic așa, în timp ce l-așteptam pe Andrei să vină de la Povesti în ultima casă și m-au văzut, tu nu ești bine. Și m-au luat și m-au înconjurat cu rugăciuni. Și știu că după ce am finalizat tratamentul, a fost cam în perioada în care fetele s-au rugat pentru mine, a apărut și Petra și cumva a apărut într-o perioadă în care nu mă mai gândeam că Domnul mai răspunde la rugăciune sau cumva mă rugam, dar nu mă mai gândeam că o să vină răspunsul, să nu mai așteptam răspunsul în viitorul super apropiat. Și chiar înainte, în perioada respectivă, urma o excursie în Israel. În decembrie 2019. Chiar înainte... Ai reținut data asta. Da. Înainte să mergem în excursie, cumva am avut un gând că să iau un test de sarcină și n-am ceva de genul, ce cu gândul ăsta? Că efectiv nu... Cumva nu mi-a fost gândul la așa ceva. L-am luat și eram în Israel la zi după plângere și mă rugam și... Mă rugam și... Am primit așa că când ajungi acasă, primul lucru pe care îl faci e testul. Și pe urmă mergeam pe acolo prin orașul vechi și le-am dat vă niște căpșuni și nu că am avut poftă sau nu știu ce, dar zic, ce căpșuni mari și frumoase, dar nu, doar ca și, zic, chiar arătau foarte frumos, dar nu că mi le-aș fi dorit. La care cineva din grup, păstorul, adică Adi, da, se vă lasă să nu zici că ești însărcinată, la care eu, Domnul știe. Și aici e fain că și Andrei s-a rugat ceva la zidul plângerii. Da, eram la zidul plângerii și așa de fain, știi, că zidul plângerii cumva e zidul de vest, nu face parte, nu a făcut parte din templu, dar e locul care, despre care evreii spun că e cel mai aproape de Sfânta Sfintelor, de locul unde a fost Sfânta Sfintelor, știi? Hashtag și... Andrei, care este pasionat de istoria poporului Israel și de evrei, continuă, te rog. Fix asta, scuze că o paranteză foarte scurtă, eram duminică la live cu Rebecca, am început să povestim iar despre Israel, nu mai știu cum, și știu că a zis Rebecca la un moment dat că eu a scris Bogdan că iar începe Andrei cu Israelul, iar începe să vorbească. Cred că ai nevoie de o serie de predici tematice pe poporul Israel, exact. Te ascultă să primul rând, că eu sunt fascinat de... Îmi place foarte mult Israelul și eram acolo la zidul plângerii, știi, și îți vine în minte rugăciunea lui Solomon atunci când sfințește templu, când dedică templu. Și zice că dacă va veni străinul și se va ruga aici să-l asculți și să-i dai și să-i împlinești, știi? Ce fain, da, ce fain. Și eram la zidul plângerii, așteptase momentul ăla de atât de mult timp, știi, să ajung acolo să mă pot ruga, mă duc, mă rog. Și mi-a venit gândul ăsta în minte, Doamne, dacă Tu vrei să ne dai un copil, te rog să ne-l dai, știi? Nici nu cred că m-am rugat mai mult de atâta specific pentru un copil. Au zguduit și au rugăciunea asta. Și a fost așa de fain că ne-am întors acasă din Israel și aveam bradul făcut acolo în living și mă cheamă Sefora într-o seară și hai să-ți arăt ceva sau hai să-ți dau un cadou. Ce fain! Și era testul de sarcină pus într-o cutiuță de cadouri. Și îmi dă tu testul. Te-ai vorbit cu soția mea sau soția mea s-a vorbit cu... Așa mi-a făcut și când a fost scris. Deci tot așa... Mi-a spus prietenul. Da, ce fain! Și iau cutiuța, deschid, văd testul și efectiv cumva venea... Nu ați știu, plâns atunci? Nu mai știu dacă am plâns. Nu știu dacă mi-au dat fizic lacrimile, dar știu că s-au ridicat cumva părul pe mine și am simțit așa un fior și m-am gândit, bă, ce fain e Dumnezeu, știi? Și cumva răspunde la răspuns la rugăciunea asta așa aproape instant, știi? Da, și Domnul ne-a mai trimis o confirmare printr-o persoană care s-a rugat pentru mine și am rugat-o să roage cu un totul alt motiv și s-a rugat și a primit o imagine pentru mine că am primit o lalea albă. Și ea nu știa ce înseamnă asta. Bine, a fost mai multe acolo, da, dar... Spune ceva de un glob care strălucea ceva lumină albă, viață, nu știu ce, și o lalea albă, că am primit o lalea albă. Și ca să vezi cât de frumos e Domnul, laleaua e floarea mea preferată. Și pentru mine, adică,
a fost un moment în care m-am simțit atât de iubită și atât de prețuită, cum nu pot să exprim în cuvinte, nici dacă aș fi cel mai mare speaker, n-aș putea să-ți exemplific în cuvinte ceea ce am simțit în momentul respectiv. Și dacă acum... să-ți răspunde la întrebare cum e viața cu Petra, e provocatoare, are o energie în ea. Ne-ai întrebat și de numele de Petra. Eu cred că numele are și un caracter profetic pentru viața cuiva. Și da. Ea avea niște variante de nume, eu aveam niște variante de nume, nu prea rezonam unul cu variantele celuilalt. A fost o binecuvântare la un moment dat în Betel Centru, tot de o fetiță și numele ei era Petra. Și când am stat la binecuvântare, am auzit numele și am zis, Petra, bă, ce fain, știi? Și m-am dus în seara aia la Sephora și am zis, uite, am o variantă nouă de nume, Petra. Și cumva au zis, că și eu m-am gândit la Petra. De fapt, ne-am oprit unul pe altul și am zis, hai să zicem de dată, da. Că am zis că și am un nume. Și am zis, am un de dată și am zis Petra și... Am zis, ok, ăsta e numele, sigur, ăsta e. Și cumva, nu, când ai în minte o fetiță, te gândești că te drăgăleașă de ginga, așa de finuță, dar cumva... Eu am tot stat și mă gândesc, mă, ce aș vrea eu pentru Petra? Cum aș vrea să fie trăirea ei cu Domnul, știi? Și stăteam și mă gândeam la Petru. Și Petru Chefa, în ebraică, înseamnă piatră. Și după ce, adică Domnul îi schimbă numele din Simon și zice, tu vei fi Chefa, tu ești Chefa. Și piatră înseamnă ceva solid, ceva puternic, știi? Și spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Stăteam și mă gândeam la Petru... Petru a fost cel care a eșuat, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos care a eșuat cel mai mult. El s-a lepădat de Iisus Hristos de 3 ori. El a fost singurul căruia Iisus Hristos i-a spus, piei satanul, piei dinaintea mea satanul, știi? Dar totuși Petru a fost primul și singurul care a avut curaj să se dea jos din barcă și să calce pe ape. Petru a fost cel care i-a zis că tu ești Hristosul, știi? Și Iisus îi zice că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Și mai făcut o chestie faină. Care? L-a întrebat Dumnezeu. Nu, dar una care e extraordinară. Petre, mă iubești? De trei ori îl întreabă Domnul și spune, Doamne, Tu știi inima. Acolo cred că Domnul l-a întrebat de 3 ori și ca să răscumpere lepădarea lui Petru de 3 ori. Știi? S-a lepădat de 3 ori și Petre, mă iubești? Odată mă iubești, a doua oră mă iubești, a treia oră, ok, ești răscumpărat. În 30 de secunde, că o zburat eu, dar în 30 de secunde, Petra înseamnă pentru voi puncte de suspensie. Ce înseamnă pentru tine, Petra? Și ce înseamnă pentru tine, Petra? Ce înseamnă pentru mine, Petra? Viață. Pentru mine, Petra înseamnă... Chiar înseamnă bucurie, pentru că de fiecare dată când mă uit la ea, efectiv mi se bucură sufletul și râde sufletul în mine. Și chiar și atunci când face prostii și când face și prostii mari, că e capabilă de multe, dar și atunci cumva mi-aduc aminte de harul lui Dumnezeu și îs conștientizat de Duhul Sfânt că trebuie să-i arăt har și atunci în momentele alea. Dragilor, vă mulțumesc așa de mult pentru timpul ăsta și mulțumim. Pentru toată experiența din seara asta. Mulțumim de invitație. Mă uit la ceas, este ora Petrei de somn. Conversația noastră o să continue. Dar ce pot să spun e că vă prețuiesc mult ca prieteni. Și vă mulțumesc mult că v-ați împărtășit din inima voastră și le-ați arătat oamenilor că cu Dumnezeu poți să treacă prin orice. Dragi ascultători, dragi telespectatori, vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!